Dar, într-adevăr, în legislația Republicii Moldova nu există noțiunea de că la 100 de zile poate să vină guvernul, dar Parlamentul oricând poate cere guvernului să vie cu raport în fața Parlamentului. Nu mă refer doar la raportul anual. De aceea, noi considerăm că 100 de zile este o măsurătoare, cu atât mai mult că la investirea guvernului fiecare a venit cu un plan de acțiuni pentru 100 de zile. Și eu cred că noi, deputații din Parlament, trebuie să cunoaștem ce a reușit guvernul să realizeze în aceste 100 de zile. De aceea noi rugăm, eu personal rog în numele fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, să uzați de dreptul dumneavoastră de președinte a Parlamentului pentru a include în ordinea de zi a ședinței următoare a plenului Parlamentului raportul guvernului pentru perioada de la investire până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, așa precum ați menționat și dumneavoastră, domnule Deliu, nu este ceva prevăzut de lege, respectiv nu pot încălca legea prin a obliga guvernul să vină la un raport de 100 de zile sau de 110 sau de 150, deoarece doar raportul anual este prevăzut de legislație, dar voi avea o discuție cu domnul prim-ministru Filip, voi discuta, voi transmite solicitarea și a fracțiunii Partidului Liberal Democrat și a opiniei care există în Parlament și dumnealui, luând în considerare și agenda, o să vă comunic care sunt posibilitățile primului ministru și a echipei sale să vină cu o informație suplimentară față de informația care deja a fost făcută la raportul de 100 de zile a primului ministru.